Salutare lume, bine ați venit, eu sunt Ghostman și da, astăzi facem încă un episod din Detectivul Gică. Detectivul Gică se trezește într-o seară, bineînțeles, în care el locuiește într-un apartament frumușel, uitați. Cineva bate la ușă, Detectivul Gică. Hello? Care e ușa? LOL? Ce dracu se întâmplă? Se pare că detectivul Gică se pare că încă e afectat de acel drog. What a fuck, dude? Trebuie să coborăm neapărat acolo? What? Ce se întâmplă? What? What a fuck, dude? Suntem bântuiți, oameni buni. What? Chiar ești tu? We need to hit the place now. Payne's in there. They know that you know. You must run. Max Payne, drop your weapons and come out with your hands above your head. This is your final warning. Run, Payne, run. We are gonna shoot. Oh my God. Fugim, oameni buni, aici. You don't need a lawyer. Just tell us what you did. Payne, you're done. Everything you say will be used against you. Ce se întâmplă? What are you hiding? She's alive, isn't she? People can near you, they die. You killed your family. You killed them all. Confess. Do I get my phone call? You already got it. Detectivul Gică este confuz, nu știe ce se întâmplă. What? Nenorocitule. Luigi. Wow. Se pare că a fost un vis în care detectivul Gică se pare că s-a trezit. Cine este? The Dark Inside. Ce? Ah. Capitolul 4. I had woken up to a knock at my door. Mona, I was wondering when you'd show up. Max, I'm not here to kill you. Aren't you going to ask me in? Oh, Monica. You are in danger. Oh, de ce? Both of us are. There's a contract out on us. Contract asupra noastră? There's no us in this. You're a murder suspect. I should take you in. I was hiding behind the badge. The real thing is never what you think it will be. Sniper! They found me. This was a mistake. Wait, Mona!
She had woken me up. She had come and gone, and now I was being shot at. I had to catch her, find out what was going on. Ce? Unde? What? Huh? Da, bineînțeles. Ce se întâmplă? O, ce babă! Ok. I didn't want to shoot. He gave me no choice. This is my home. I have a right to defend it. Așa, ia să vedem ce mai e pe aici. Ai închis, bun. Uite mă, babo, ar deține arme. Faci trafic de arme, babo? Mă, babo. Detectivul zice că îi plac traficantele ca tine. Ok. Rămâi la tine în casă, că e mai bine. Ok, mi se pare... Oh, shit. Sunt confuz. Ok. Așa? Bun. Ai, bă, frate, what the fuck? Ba. Dar muriți voi, mă. Detectivul zice că nu moare, mă, așa. Ok. Aici trebuie. Bun. Ok, cărți. Detectivul zice că nu-i plac cărțile. Ciudat. Kaufman wants us taken care of. Let's just find the guys so we can off them and go home. Ce ești târhari? Mamă! Ok. I found the sniper's hideout. The room was full of surveillance equipment. They've been spying on me for days, weeks, months even. My every action observed, recorded, analyzed. The place was the proof every paranoia dreams of. Home is where your heart is. Simple, not like in a movie where the hero gets a chance to disarm the bot. Once upon a time, it had been a house in the suburbs. He opens the door, and boom! Now, nothing was left of it.
I wasn't happy about the way the cleaners were doing their job. Genial! Sniper! Pizza! Ai un televizor? Niște CD-uri? Ok. Aici. Ok. Aici. Aici. What? Oh. Ok. Asta e camera de developare. A pozelor. Ok. Nu e foarte confuz. It's not the same thing. I'm telling you. There he is! Apoi nu, n-am fost nici atent. Asta e bloc de nebuni. Wow. E semi-abandonat, ce dracu e blocul ăsta? Bă, lume, haideți să o salvăm de aici, mă, că e bai mare, mă. Nu, sincer, e bai mare. Deci a trebuit să o luăm? Nu. Ok. Trebuie să fim fucking atenți. Ok. Se pare că la etajul 6 nu e. Nu văd nimic. Deci e suspect. Ce? Ok. I wasn't gonna get through without the code. Behind the door with the sweets. Ca să nu se închidă ăsta. Ce trecu? Bun, haideți că este chiar important. What? Maș, mă! M-a știut prea bine, mă. Bun, deci e clar, aici nu sunt nimica. Bun, deci aici... Through without the code behind the door with the suites. They weren't an improvement on the regular apartments. Okay, book. Some train. Direct. They brought a door from outside. This terrible time. Multi bloc. Detectivul Gică i-a plăcut foarte mult să se. Și ăsta e un boss chitar. Un boss chitar care măcar își curăță locul de veche. Stubul de grafite aici. Așa. Ne hrănim.
It's a late goodbye. Hey, hey! NYPD. I need the code at the 7th floor door. Sure, sure. I know it. I know it. Wait. Oh, yeah. 667. The neighbor of the beast. Get it? Yeah, I get it. Okay. You stay here. Okay. In our headlines. Ok, îmi place tipul, este foarte... Oh, shit! Oh, shit, mamă, ce vine acum? Oh, oh, o căcare! A murit ăsta? Hello? Yep, a murit. Rest in penis. Ok. Bineînțeles, detectivul Gică, el... Perfect. Ok. Aici? Nu, nimic. Baba a fost omorâtă. Trebuie să avea pistol în casă, ce? NPD, se pare că am găsit o domnișoară care a fost omorâtă de niște criminali, am eliminat-o. Săracă de ea a mâncat pizza. Quattro formaggi și quattro stagioni. Bun. Are gusturi bune, baba. Îmi place, are gusturi bune. Așa, bun, acum ce trebuie să facem? Ah, pe aici? Mamă, ce m-am speriat, am zis că ne ducem în dracului. Pe aici mergem, nu știu dacă... Ok, hai să mergem. Oh, shit, mamă! Bă! Să avem grijă că astea ne înălțim foarte dure. Bă, ce m-a căcat pe mine? Așa? Ok, cât a trecut, dar da, lumea, cam atâta cu episodul nostru de azi. Eu sunt Ghostman și vă spun ciao-les.